Teddy Harlem Noire, golgheterul din acest sezon al Stelei. Este venit după o accidentare serioasă nervoasă sa atunci când a fost schimbat cu Sporting. Plânge Denis Alibek pe bancă. Incredibile. Sunt lacrimi imagini de frustrare. N-am mai văzut, cel puțin în istoria recentă a fotbalului nostru, un asemenea moment. Un jucător care plânge în hohote pentru că a avut o evoluție. Trei goluri cu Timișoara și unul cu Craiova. Coman îi cere lui Denis Alibek să se calmeze. Către peluză. Asta pentru Noere. Jocul continuă. Elo pe margine a primit îngrijire. Abia matur Denis Alibek, 26 de ani, să se oprească. Iată, Alibek are forța de a se ridica și de a saluta peluza roșie albastră.